Chiar dacă nu va fi distractiv, probabil, s-ar putea să fie util. Ceea ce urmează să vă povestesc astăzi. Spuneam de, de provocări legislative. Platforma Content Speed este, este o platformă de e-commerce, este aleasă de liderii pieței din România pentru canalul lor de vânzare online. Apropo, cine are canale de vânzare online în sală? Ok, o două mâini suntem mai bine decât a, ah, <laughs> hai că trei mâini. Da, suntem cam la același nivel cu, cu, celelalte statistici despre România care spun că doar 11% din vânzările din retailul tradițional se întâmplă online. Din păcate asta înseamnă că suntem cam ultimii în, în Uniunea Europeană. Însă să nu ne întristăm, ultimii înseamnă potențial. Potențial de creștere. Cei care investesc în momentul de față în e-commerce sunt cei care vor deveni liderii comerțului. Nu doar comerțului online, pentru că comerțul în general este cel care aduce această, această creștere. Online, offline, pe lună, nu contează. Important este să investim cu cap unde trebuie și în momentele potrivite. Partea bună a FMCG-ului este că voi, dragii mei, sunteți câștigători a tot ce înseamnă pandemie de când, când au explodat toate vânzările, de la farmacii, copii, pă, lumea a învățat să cumpere gel ardei și așa mai departe, în online și a fost ok. Acum este cumva și economy proof. Indiferent ce s-ar întâmpla cu economia mondială, Românească, oamenii nu vor renunța niciodată la alimente și nici la animaluțe, cum am observat nu? Din, din cifre, în special pisici, desigur. Iar FMCG-ul în sine vine la pachet, din păcate, cu niște provocări. Pentru că adică nu e un site, nu e un magazinaș online drăguț și simpatic pe care îl facem în WordPress și dăm drumul și începem să vindem. Nu, el vine cu niște prevederi legislative. Majoritatea dintre ele vin din offline și evident că trebuie să apară și în online, nu? Ca asta înseamnă să faci comerț legal. Hai să începem cu ceva ușurel. Pop-up de age restriction. Dacă vindem alcool, tutun și alte produse pentru oameni mai măriței <laughs> Trebuie să punem un astfel de pop-up. Iar omul, când apasă pe da, am peste 18 ani, chestia asta se înregistrează. Eu vă povestesc din, din punct de vedere al, al unui om de marketing, dar care lucrează la o platformă de e-commerce. Deci, ce încerc să vă spun, voi, dragi retailer, care aveți sau care urmează, sper eu, să aveți canale de vânzare online, este că veți implementa aceste funcționalități. Un fel de așa, tips and tricks și au fast way to FMCG online. Bun. Primul pop-up tot la capitolul pop dar o chestie mult mai serioasă, care e și GDPR compliant, care odată cu Google Consent the 2 cine a auzit de această oribilitate, așa, viața noastră a marketerilor, a devenit înfiorătoare. Înfiorătoare, pur și simplu. De ce? pentru că atunci când avem un vizitator pe site-ul nostru, el, dacă nu zice, da, sunt de acord și vreau să mănânc toți biscuiții voștri, noi nu mai avem niciun fel de informație despre ce face în online. Iar ca marketer în e-commerce, care nu ai statistici, nu știi pe unde ți-a umblat, la ce s-a uitat, ce a pus în coș și așa mai departe, you are blind în orb, deci pur și simplu, e, e ca oricare alt magazin online, dar nu și nimic. Nu, nu știi pe ce rafturi s-a plimbat, nu știi câte lume ți-a deschis uh, uh, ușa de la magazin și așa mai departe. Groaznic, groaznic. Ca un mic uh, tips and tricks, pentru că vreți să colectați datele astea, blurați restul site-ului. Păi să fie imposibil, domnule, să vadă conținutul ca lumea al site-ului până nu alege ceva. Chiar dacă alege conform legislației în vigoare, că nu este de acord. Mă, dar alege ceva. Și putem să trecem mai departe. Bun. E, apropo de cum facem noi offline-ul și îl mutăm în online. Aici sunt foarte multe distracții, specifice vouă, retailerilor tradiționali. Și avem așa... Minunăția de sistem de garanție returnare, nu se ul Doamne, de când a apărut, în afară de problemele logistice din offline, credeți-mă și în online, este tot o distracție. Adăugarea acestor prețuri, costuri și așa mai departe, cum apar ele, cum le adăugăm pe lângă produs, cum le adăugăm în coșul de cumpărături, cum le trimitem ulterior în sistemul vostru de ERP. Toate sunt o distracție foarte mare. Fiți atenți cum o faceți și, într-adevăr, haideți să respectăm legislația în vigoare. Mai specifice așa, dacă ar avea specific un grad de comparație, E partea cu farmacia, unde trebuie obligatoriu de când cu serializarea să adăugăm termenul de valabilitate al medicamentelor sau al produselor parafarmaceutice. Ce mai avem noi aici? Aha. Mai avem partea cu taxa verde, la cine se aplică și cine are astfel de produse și, desigur, cealaltă distracție foarte simpatică, preț per cantitate, per unitate de măsură. 100 de grame, per kilogram, per litru, per capsulă de detergent, pentru că trebuie să știm cutiile alea cu 25, 24, 56, 98, 92 și așa mai departe, să poți cu adevărat ușor ca și client, nu? Să alegi produsul potrivit și cel mai ieftin, cum ne-am dat noi seama, pentru a-l achiziționa. Însă în astea sunt prevederile legale. Printre alte lucruri pe care voi, FMCG știți cum le zicem noi, le aduceți în, în online, sunt promoțiile foarte specifice. În retailul tradițional, ele se întâmplă. Le vedem absolut peste tot. Voi, de zeci de ani, probabil mulți dintre voi, le folosiți. Ele sunt norma, nu diferența. Cum facem noi acest lucru în e-commerce? Păi, cea mai distractivă, asta mi-a plăcut mie foarte mult, pentru că și-am pus-o aici ca și primă promoție specifică FMCG, recomandată de către mine, este pentru că m-a șocat cel mai mult de eficiența ei, și anume tire pricing. Cumperi mai mult, plătești mai puțin. În teorie, simplu. În practică, în momentul în care, dacă, dacă ești dispus, să ai un preț mai mic per unitate, dar să vinzi mai multe bucăți, abia atunci începe să-ți meargă e-commerce-ul Pentru că de ce noi ne dorim să avem un coș de cumpărături cu mai multe produse? Dacă în retailul offline nu contează de, dacă a plecat la din magazin doar cu un pachet de țigări, nu? Sau o pâine. A intrat, e bine, a luat ceva, a plecat. Nu ne costă mai mult că trece la pe acolo, uzură de podea. În schimb, în online, dacă omul respectiv vine și-ți comandă doar o pâine, costul operațional de a livra comanda respectivă, da, este o zură, este un cost pentru businessul vostru. Până nu ajungem să Facem ca acea comandă din e-commerce să conțină mai multe repere, mai multe produse, doar așa ajungem să optimizăm acest cost. Dacă totuși nu sunteți dispuși, din vari motive, să aveți un cost mai mic per unitate, dar să vindeți cantitate mai multă, puteți opta pentru... Discounturi în cascadă, le spunem noi, direct în coșul de cumpărături. În dependență de valoare. La fiecare valoare, fiecare prag pe care voi îl setați, puteți să adăugați un mic discount. Ai ajuns la 500 de lei? Dă-i la discount. 1000 de lei. Oh, îmi place să fac comandă de 1000 de lei, nu? Îți dau 3% discount. Și vezi pe oameni cum alergă, da, se poate vedea cum oamenii aleargă pe site-uri, în căutarea unor produse care să-i ajute să ajungă la următorul nivel de discount. Bun. Apropo de coș, că tot ajunge să se la coș de cumpărături, puteți jongla inclusiv cu livrarea, nu? Știm că în România este o dilemă, nimeni nu vrea să plătească costul de livrare, însă curierii tot timpul ne mai adaugă niște bani în plus la fiecare livrare. Ce facem noi? Din nou, specific FMCG-ului, foarte multe dintre produsele voastre sunt ieftine, au valoare mică per unitate reper, Voi ce faceți? Descurajați comenzile, mititele, punându-le un cost de livrare mai mare. Ok, domnule, vrei să comanzi un șampon, în regulă, dar din păcate pentru comenzile sub 50 de lei, livrarea va fi 25. Dacă mai adaugi un pic, îți dau livrare 12 lei. Dacă trăiești și tu de un prag decent, nu? De 300 de lei, atunci poți să o dau gratuită. Bun. Ce mai putem să facem tot apropo de uh, livrări? În cazul în care aveți produse refrigerate care necesită a, temperatură controlată la transport sau a, chiar le livrați cu flota proprie, uite, apropo, de ce avem o problemă pe această verticală, nu? Pentru că nu există niște condiții de transport, de fapt, și de drept în e-commerce. Ei, atunci am putea să facem cu livrare programată. Astfel, din nou, scăzând efortul pe care îl are echipa ta de livrare sau flota ta proprie. Dacă ai o livrare programată și dai omului opțiunile, intervalele orare potrivite pentru el, brusc devine mai frumos și pentru client, devine și mai frumos pentru echipa ta. Product bundles, pachete de produse, spuneți-le cum vreți voi. Ele în sine au fost inventate de pure online players, Amazon, acum vreo 20 de ani, au făcut furori. Când practic ce faceți? Ușurați viața omului și îi puneți împreună produsele pe care în mod normal ar trebui să le cumpere împreună. Dacă sunt cosmetici, atunci o să puneți un demachiant cu o cremă cu, de noapte și o cremă de zi. Dacă sunt medicamente, veți avea, nu știu, un antibiotic, deși nu poți să-l vinzi așa online, un antibiotic, un probiotic și ceva care să ajute un hiopatul protector. Și așa mai departe. Product Banda îți ajută foarte tare din nou la creșterea numărului de produse per coșul de cumpărături și evident la valoarea medie a lui. Iar next level, care într-adevăr asta e specific FMCG și ne-a chinuit ceva de speriat, din punct de vedere IT, mă refer, este partea cu promoțiile X plus Y. Și apparently, noi nu știam, dar am aflat de la voi, X plus Y poate însemna orice. 2, 8 plus 5, 2 plus 10, 2 pixuri cu 3 capsule de detergent cu plus o cărpuliță, plus o nu știu ce. Se pare că sunteți foarte creativi în offline <laughs> și cumva lucrul ăsta a trebuit să fie mutat în e-commerce prin aceste promoții până la urmă de tic, tipul X plus Y. Marele lor avantaj, evident, am aflat noi, uh, e că ajută foarte mult la overstock. Dacă aveți produse, evident, care se vând, se mișcă mai greu din depozitele voastre, le puteți pune împreună în aceste promoții cu uh, liderii, cu locomotivele voastre din catalogul de produse. Împreună se vor vinde mult mai frumos. Average order value nu e neapărat un tip de promoție. <laughs> Evident, este valoarea media coșului de cumpărături este un, un metric, ceva la care trebuie să vă uitați cu foarte mare atenție. Din nou, nu ai cum să, 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 să fii profitabil cu comenzi foarte mici. Nici din punct de vedere operațional, nici din punct de vedere logistic, ai nevoie de un coș cât mai mare pentru a optimiza costul de achiziție al clientului. Voi ce faceți? Vă duceți în online, nu? că de asta v-ați transformat digital, să mergeți în online. Și aici vă bateți toți pe portofelele acelorași shopper online, care sunt în jur de jumătate dintre toți internauții din România. Costul de achiziție, client, costul de a duce un client în magazinul tău online și el să-și genereze o comandă, devine din ce în ce mai mare. Pentru că clienții rămân puțini, nu? Jucătorii care intră în e-commerce devin din ce în ce mai mulți. Și atunci tu ce faci? Tu optimizezi toți acești pași intermediari. Sunt multe tipuri de promoții prin care poți crește această UV spunem noi, sau rata de conversie, în general, într-un într site. De la toți ce înseamnă uh, cross-sell-uri, up-sell-uri, uh, product bundles, de le menționasem noi mai devreme, mai puteți adăuga, evident, promoția tipul te abonezi la newsletter și îți dau un discount. Am la și o recenzie, iarăși un lucru foarte important, care în, în online contează mult mai mult decât în offline. Îți dau și pentru asta ceva. Scarcity, ultimul produs pe stoc. Urgency, pui promoții cu counter și începe ceasul, îi om face omului, cum adică se termină promoția asta, eu am nevoie de hârtie igienică, nu? Uh, și uite, așa putem să folosim online-ul și la ducem cu el specific peste tot ce știți voi deja din, din offline. Ce se mai poate face din nou foarte specific comerțului sunt metodele de creditare în e-commerce. Acestea ajută mult la rata de conversie, mai ales în perioadele provocatoare din punct de vedere economic. Există o creștere enormă în România de tot ce înseamnă credite online, buy now, pay later și al, al, alte soluții de genul ăsta. Apparently, povestea pă, pe într-un comunicat anul trecut, peste 60% dintre cumpărăturile de mâncare și băutură făcute de Black Friday au fost prin aceste metode de creditare. Ce înseamnă asta? Că românii mănâncă și beau pe datorie. Ne-am obișnuit. Trist, dar trebuie să înțelegem că asta este realitatea și nu avem cum să ne luptăm. Mai bine profităm de ea. It is what it is. Haideți să implementăm în magazinele noastre online metode prin care ajutăm și creștem rata de conversie. Ne ajutăm vizitatorii până la urmă și menținem această creștere scăzută a, a consumului. Ah, lifetime value of a customer. Valentin Radu a scris o carte despre asta. Eu nu-mi permit să vă spun decât faptul că... Apropo de, de profitabilitate... Dacă pe același cost de achiziție client, nu, că am plătit marketing, am plătit oameni, am plătit ceva, am generat o comandă, s-ar putea comanda pe care am generat-o să nu fie profitabilă, să fie sub marja voastră de profit. Dacă același client achiziționat îl convingem prin diverse strategii și metode să revină la noi, să comande din nou, brusc aici este profitul vostru. Doar pe asta se poate baza o profitabilitate reală în e-commerce. Bun. O să trec foarte repede prin toată ideea că online-ul este doar un canal de business de-al vostru. El trebuie tratat cu cam la fel de multă seriozitate, investiții, inovație, ca oricare altul. Și orice promoție pe care ați face-o trebuie să fie omnicenă. În România e un fenomen foarte interesant. Foarte mulți dintre români browsează online, dar se duc să cumpere în offline. Din nou, este un specific al nostru, mioritic, cu care nu trebuie să luptăm, Ce trebuie să găsim modalitățile potrivite pentru a le face acest flux de mă uit în online, dar mă duc să mai pipăi un pic și în, și în offline, cât mai simplu posibil. Asta înseamnă, desigur, asta știu că e scary. Ai know, e scary, dar nu putem să facem partea de click în coleg sau de omnicenă sau de nu știu ce, decât dacă avem toate sistemele noastre întregate între, între ele. Hai că trec repede, că vă văd unii dintre voi nu nu, nu ați Asta e mai simplu, nu? Recunoaștem niște loguri, <gură> pentru că nu doar toate sistemele noastre interne le integrăm într-un e-commerce, ci, evident, e un întreg ecosistem de marketing, de RP-uri, de POS-uri, de carduri, de curier, de procesator de plăți și așa mai departe, cu care magazinul nostru online trebuie să comunice în timp real. E, și doar atunci, într-adevăr, putem să începem cu astfel de jumbuș lucruri pentru a ne ajuta. Uh, clienții, oferindu-le click and collect. Ai intrat într-un magazin de online, te asiguri că în locația dorită de tine există produsul respectiv și el se poate rezerva. Apparently, uh, uite, ne uitam chiar la, la Diverta, uh, 30% dintre comenzile care sunt cu din toate comenziile lor din online sunt cu ridicare de magazin. Da, românului îi place să meargă la mult. Ok, minunat, eu sunt retailer tradițional, voi profita de asta. Un pic de flavor special, desigur, e în cazul uh, farmaciilor, unde avem vreun farmacist în sală? Nu? Nimeni nu s-a recunoscut că farmacia intră în FMCG? Ok. Uh, <laughs> farmaciile, unde tot ce înseamnă medicamentele uh, cu rețetă, nu pot fi decât rezervate în farmaciile fizice și ridicate de, de acolo. În schimb, în rest, putem arăta stocurile pe magazin. Putem să-i rezervăm produsul, putem să inclusiv să spunem, Ți-l țin chiar trei zile, oricând ești prin zonă, te așteptăm pe la noi. Un alt, o altă utilizare foarte interesantă, odată ce avem astfel de integrări, este că încă de când omul a intrat în site-ul tău, tu îl pui să aleagă locația de unde vrea să vadă produsele. De ce? Pentru că s-ar putea să ai prețuri diferite, game de produse diferite și așa mai departe. Și atunci, mult mai bine decât să superi, mai bine îi spui, ok, vrei din să cuiesc? Bun, doar de la să în locația de nu știu unde îți arăt produsele mele. Desigur, dragii mei, metoda de a vă pierde clientul foarte, foarte repede, și am văzut că noi nu stăm foarte bine cu loialitatea în, în România, este să-i oferi carduri de fidelitate, să ai diverse programe, dar ele să nu fie valabile pe toate canalele niciun client nu este mai supărat decât la care încearcă să-și folosească niște puncte sau cardul sau abonamentul sau nu mai știu ce status diamond, premium, class, golden ceva și să nu-i meargă pe un canal. Nu se va duce în alt canal de-al tău, se va duce la concurență. Și tot ziceam de fidelizare, nu? Maxim de fidelizare în momentul în care ai clienți și vrei să ți ții cât mai aproape este să adaugi la tot ecosistemul tău o aplicație de mobil. Doar atunci are sens în pleiada voastră de canale prin care încercați să interacționați cu clientul vostru când îi aveți deja și vreți să-i fidelizați. De ce? Pentru că aplicațiile de mobil ce fac? Push notifications. Happy Hours, rată de deschidere, uh, UX, experiența mult mai faină și așa mai departe. Asta puteți face doar, evident, printr-o aplicație de mobil versus un magazin online simplu. Și în încheiere avem câteva metode alternative, desigur, de, de intrare în online. Marketplace-urile cu cât crește, evident, investiția noastră în marketing online, ne gândim că s-ar putea să fie alte canale care ne generează vânzări. Intrarea într-un marketplace poate exact asta să fie, un canal de vânzare. Există cele generaliste, de genul nu, Amazon, Mag, Elefante, de ce nu? Apoi ați văzut astăzi bocadă, nu? Pentru tot ce înseamnă pe FMCG. Noi la Contespire am livrat uh, marketplace-ul uh, celor de la Flu, de la Fux, uh, platforma.ro, unde e adresabilitate maximă către Horeca. Apropo, sper că funcționează, puteți scana, e vorba de un, uh, un ghid de e-commerce. Pentru cei care nu doar că vor să intre într-un marketplace, ci au suficientă. Uh, viziune și putere financiară să-și deschidă propriul marketplace. Nici nu mai intrăm în discuțiile când e momentul potrivit, care este investiția, dar credeți-mă, pentru producători, pentru mari importatori și distribuitori, mai ales dacă ne gândim la chestii hiperspecializate, e mult prea complicat să facem un al doilea mag, să fim realiști, de Amazon și nu mai vorbesc. În schimb, gândiți-vă la un marketplace de băutură, Că poate așa o să livreze și berea celor de la Ursus și alcoalele altor importatori, nu? Sau un marketplace medical. Și dacă tot vorbim de specializare de ce să fie la nivelul țării. Dacă voi în offline sunteți organizați pe județe, nu? Un distribuitor ce face? Are 3-4 județe, unde are depozitele, unde are echipa de vânzări. În online ar fi mult prea complicat aceste 3-4 județe să livreze în toată țara. Nu mai bine vă uniți voi, producătorii și distribuitorii dintr-un județ sau dintr-o regiune și vă faceți marketplace-ul vostru de băutură, de medicamente, de... Ce asta nu idee? Asta o idee. Și, basically, când terminăm cu toate aceste idei de ale mele de ce se poate face în e-commerce, așa poate să arate un ecosistem sănătos. Bine, aveam IT-ști în sală? Nici un IT-ist în. eram ferm convinsă că o să existe și un aici <laughs> un it în sală. Ecosisteme care, toate componentele voastre, vorbesc între ele și vorbesc între ele pentru a vă aduce. Eficiență și optimizarea costurilor. În momentul în care vorbim de perioade economice mai complicate și provocatoare, credeți-mă, doar prin reducerea costurilor, doar prin strategii bine gândite și toate lucrurile automatizate și integrate între ele, cu toate aceste offline-uri, online-uri și așa mai departe, care chiar vorbesc între ele, headless, așa le zicem noi, doar atunci se poate ajunge la, la profit și eficiență în, în online.